numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Ce era din început, ce am auzit și ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu numele, cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și o mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său în Hristos Iisus. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Că cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în El nu este niciun prilej de păcătuire. Din 1-a Epistolă Sobornicească a Sfântului Ioan, capitolul 1, versetele de la 1 până la 7, și apoi capitolul 2, versetele 6, 7 și 9. Iubiți frați și iubiți părinți, am vrea în ziua de astăzi să ne punem cu toții în lumina reflectorului lui Dumnezeu. Cred că scopul venirii noastre aici este ca fiecare dintre noi să putem să fim luați în vizorul lui Dumnezeu. Poate că dumneavoastră veți spune și noi suntem surprinși că aducem în subiect o astfel de idee și o astfel de abordare din punctul de vedere al lui Dumnezeu ca lumină. Și Dumnezeu este lumină. Și dumneavoastră poate veți întreba sau cineva va întreba atunci de ce ne mai trebuie candelabre? Dacă Dumnezeu este lumină. Asta este o lumină materială despre care vom vorbi puțin și vom face defalcarea între lumina lui Dumnezeu ca lumina cea lăuntrică, cea care descoperă adâncurile, cea care cercetează inima fiecare dintre noi și lumina materială de care se bucură unii oameni când merg la televiziune și se pun în fața reflectoarelor și se dau rotunzi acolo și se petrec acolo grozevii în lumina reflectoarelor a luminii artificiale. Noi suntem astăzi în lumina reflectorului lui Dumnezeu, sub puterea Duhului Sfânt și fiecare dintre noi trebuie să fim foarte atenți cum stăm în această lumină care ne cercetează. Sfântul Ioan, în epistola pe care am citit-o în prima sa epistolă, în primul rând arată lumii că Dumnezeu este lumină și că de lumina feței Lui nu se poți ascunde. Acum, să vedem ce înseamnă lumina aceasta, mergem în 1, în întâia carte din Genesia, în prima carte din Biblie și vom vedea că Dumnezeu a făcut această lumină și că El însuși este lumină. Capitolul 1, versetul 1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La începutul creației, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și apoi, peste toată creația asta, era un fel de întuneric. Și la un moment dat, Dumnezeu zice că pământul, versetul 2, era pustiu și gol peste fața pământului de ape, era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și versetul 3 spune, Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost
lumină. Întrebarea se pune acum. Dumnezeu, când a zis să fie lumină, a aprins un bec, a pus soarele să lumineze? Nu. Pentru că în ziua a patra de-abia a făcut soarele, stelele și luna. Dar în prima idee, în prima creație a lui Dumnezeu, la început a zis să fie lumină peste tot pământul și peste toată întinderea asta de apă. Și lumina aceea nu era o lumină materială, ci era însuși El însuși. Ce frumoasă e Sfânta Scriptură, când ne găsim că toate lucrurile se descopere și se leagă. În ultima carte din Sfânta Scriptură, ultima carte, am citit din prima carte, din capitolul 1, și acum citim din ultima carte din Sfânta Scriptură, capitolul 22, Apocalipsa, versetul 4 și 5. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Ei, cine ei? Adică toți cei aleși al lui Dumnezeu, toți ființele lui Dumnezeu, noi, toți oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, ei vor vedea fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși, spune versetul 5, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui. Ce fel de lumină? Prima lumină. Prima lumină când Dumnezeu a zis să fie lumină. Prezența Lui în creația sa a adus lumină. Și prezența Lui în ultima carte din Biblie, când toți cei care poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu și seamănă cu Dumnezeu și și-au spălat hainele în sângele Mielului, vor intra în lumina desăvârșirii lui Dumnezeu. Și apoi zice versetul 5, capitolul 22 din Apocalipsă, acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Uitați-vă ce fel de lumină și despre ce fel de lumină trebuie să vorbim noi și noi să fim în prezența acestei lumini. Adică, zice Sfântul Ioan, toți cei ce umblă în lumină sunt din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este lumină. Spuneam dimineața la femeile din penitenciar și ele au spus în taină, fără să se exprime, a spus, a fost o vreme când peste noi, peste fiecare care suntem aici, a venit întunericul. Atunci am spus și eu și cei care am fost și peste noi și peste viața noastră, a fost un moment când vine întunericul. Și depinde, acum ca să vedem ce însemnează să facem diferența în ce însemnează a trăi în lumină și în ce însemnează a fi în întuneric. Să vă dăm câteva exemple din Cuvântul lui Dumnezeu în timpul în care ne este la dispoziție. Să vedem ce însemnează să respingi lumina, să ieși de sub reflectorul lui Dumnezeu și să te ascunzi în întuneric. Și în întuneric poți face ce vrei. Și în întuneric poți face păcat. Și ele au mărturisit, a fost o vreme în viața noastră când am trăit în întuneric. Și în întunericul acela că am zis că nu ne vede nimeni, am făcut lucruri rele. Dăm trei exemple. Două din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. A fost o zi de glorie în Cartea Iosua, capitolul 6 și 7. Dacă citiți cu atenție, să iubesc zorile făgăduinței lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, Iosua, ajunge cu tot poporul, aproape 3 milioane de oameni, bărbați înarmați, cu femei, cu copii, la râul Iordan. Și Domnul Dumnezeu era peste ei, Iosua era în fruntea lor și Iosua, Doamne, îți spune, Doamne, zice, numele Tău este peste noi, peste poporul nostru. Fă minunile pe care le-ai făcut cu Moise și împlinește-ți făgăduința. Adică ne-ai promis țara asta în care trebuie să intrăm și ne-ai promis cetățile acestea puternice, dar noi suntem un popor mic și slab și cum vom putea regrui? Imaginați-vă că Domnul Dumnezeu
intervine, deschide Iordanul în două, trece toată tabăra lui Israel și oamenii de dincolo de Iordan se cutremură de frică. A fost trimis să-i scoate, să-i scodească cetățile și cetatea Erihon era așa de întărită încât aveau provizii acolo, aveau animale, aveau carne, mâncare, tot ce trebuie, încât nimeni să nu iasă din cetate și nimeni să nu intre. Erau cumva sub protecția zidurilor cetății. Și Iosua zice, Doamne, cum vom putea noi să biruim această cetate puternică? Și Domnul Dumnezeu îi spune, simplu de tot, voi înconjurați cetatea 6 zile, în a 7-a zi să înconjurați cetatea de 7 ori. Și când eu am să vă spun, să strigați cu glas tare, transmite lucrurile acestea lui Iosua și Iosua spune poporului, atunci să strigați și fiecare să o ia înainte. Dar, fiți atenți, zidurile cetății Ierihonului vor cădea jos. Și voi, fiecare în direcția lui să meargă înainte. Și atenție, acum atenție, frații mei. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste ei și ei sunt în lumină. Și în lumina asta lui Dumnezeu, cineva din popor, rătăcește și rămâne în întuneric. Și a spus Domnul Dumnezeu o poruncă foarte interesantă. Atenție, frați și surori! Se cuvine și nouă și noi să fim atenți când umblăm în lumea aceasta ca să rămânem în lumină. Acan a intrat drept înainte un soldat din armata lui Iosua, a găsit într-o casă de refugiați unde oamenii au fugit și au lăsat acolo o manta de șiniar frumoasă, o grămadă de sicli de argint și sub ei o placă de aur. Și Acan, când a văzut astea, le-a luat și le-a pus în mantaua lui, le-a pus pe umăr și a luat direcția spre cortul lui. A săpat acolo o groapă, le-a băgat în adânc și a spus, bine, lucrurile acestea Domnul Dumnezeu le-a spus, sunt date spre nimicire. Voi să nu luați nimic din ceea ce este acolo. Pentru că lucrurile acestea sunt date spre nimicire și cel ce pune mâna pe ele se dă singur nimicirii. Se cucerește cetatea și se face un fel de pauză și a doua zi Iosua organizează poporul și trebuia cucerit a doua cetate. O cetate mică și observatorii și cei ce cercetau locul, au spus Iosua, nu are rost să trimitem tot poporul acolo. O cetate mică, ani, câteva sute de oameni, 2-3 mii de oameni înarmați, vom birui și vom distruge oamenii și cetatea. Și Iosua a fost de acord. Bine. Merge și Acan cu ei. Și luptă acolo. Și vine vestea că aproape 40 de bărbați din poporul lui Israel sunt răniți, biruiți, călcați în picioare. Și cei ce locuiau cetatea Ai i-au alungat și i-au dus până în vale și i-au bătut. Poporul a auzit asta și inima poporului s-a făcut moale ca apa. Și a spus, Doamne, Iosua s-a dus înaintea Domnului și a spus, Doamne, dacă așa e situația, dacă de aceea am trecut noi Iordanul, nu era mai bine să ne fi lăsat pe noi dincolo de Iordan, să ne fi trecut, să fi rămas acolo în pustie? Și Domnul Dumnezeu îi spune lui Iosua, scoală-te. Scoală-te, nu mai plânge acum. Tot plânge acolo. Hai, scoală-te și fă treabă. Doamne, dar ce-i de făcut? Ce poruncă v-am dat eu vouă? Să nu luați nimic din lucrurile date spre nimicire. Și Iosua a spus, Doamne, dar cum să fac, cum să aflu? Cum să aflu că cineva a luat din lucrurile acelea? Și Domnul a spus lui Iosua, trage-te seminții la sorți și sorțul a dus din familie în familie până la Acan. Acan a fost scos în față și citiți când mergeți acasă, în timp să vă citesc. Acan a venit în fața poporului și în fața lui Iosua și a mărturisit. A spus, Doamne, așa am făcut. Și Iosua a spus, nu mi-a ascuns nimic din tot ce ai făcut. Am găsit într-o casă lucrurile acelea. Mantaua, sicli de argint și placa de aur și le-am ascuns sub cort. Atenție! Dacă tu ai luat lucrurile acestea date spre nimicire și ne-ai nimicit prin tine și pe noi,
vrednic ești de moarte. A fost scos afară din tabără, dar nu singur. Atrage după sine familia lui, copiii lui, nevasta lui, boii lui, caprii lui, măgarii, tot ce avea el, scos afară din cetate și poporul a pus mâna pe pietri și a aruncat asupra lui Acan și asupra familiei lui și s-a făcut o grămadă imensă de pietri până în ziua de astăzi. Acesta e primul exemplu. Cine este Dumnezeu? Este Lumină. Dumnezeu vede nascuns. Dumnezeu vede când pui mâna pe lucrurile care nu ți aparțin. Și în situația aceasta, frați și surori, fiecare dintre pământeni suntem expuși. Sau dacă nu suntem, vom fi expuși la astfel de ispite. Acesta e primul exemplu. Al doilea exemplu, să vedeți că Dumnezeu este lumină și vede. Vede și în gând și în minte și în plan și în tot ce faci. Și e sub reflectorul lui Dumnezeu, nu a soarelui. Și nu a lunii, și nu a stelilor, lumina aceea artificială sau naturală, cum vrei să spunem, dar suntem sub incidența Duhului Dumnezeu care pătrunde până acolo că despică măduva de spinare, cum spune Sfântul Pavel. În adunarea din Ierusalim era o adunare frumoasă, plină de minuni și de binecuvântări și a apărut obiceiul că din dragoste de întâi, frații puneau la picioarele apostolilor tot ce aveau acasă. Și spuneau, frații și surori, nu ne mai este drag să mergem acasă. Așa ne place împreună, cântăm, ne bucurăm. Aduceau lucrurile care le aveau acasă, mâncarea, tot ce aveau acasă, banii. Ba a venit un obicei frumos. Vindeau din averile lor. Și cu banii nu mergeau la bancă, nici nu-și cumpărau altă avere, ci ce frumos! Veneau și le puneau la picioarele apostolilor și spuneau, noi rămânem aici împreună și așteptăm venirea Domnului Iisus. Pentru că Sfântul Petru le spunea că poate mâine dimineață vine Domnul. Și ei se debarasau de toate ale lumii și aduceau la picioarele apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 5, este acolo un eveniment deosebit. O soră și un frate n-aveau copii. Au avut și ei o moșoară, au vândut-o. Și au spus în taină unul cu altul. Acum nu trebuie să spunem noi că am vândut asta cu 5.000 de euro, zicem. Zicem că am vândut-o cu 3.000. Și restul punem la iluzional. Bine, a zis Safira. A aprobat asta. A venit Anania și a adus 3.000. De dinar, de ce ori fi fost. Cu atât am vândut averea. Și a spus asta public. Să audă toți că cu atât am vândut-o și noi tot ce am avut am dat aici. Duhul lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Petru, voi n-ați mințit pe oameni, ci ați mințit pe Dumnezeu. În momentul acela, Anania, când a auzit asta, Anania, cu atât ați vândut voi averea? Cu atât. Când a afirmat Anania lucrul ăsta, a afirmat o minciună, a mințit. Ăla l-a o furat. Dar ce-o furat? Ce-a găsit? Deci nu umblat el să fure din casa nimănui, ci a găsit mantaua și sicli de argint și aurul și și le-a înșusit. Era imposibil. Și nu era voie. Ori asta n-a furat. Ci a pus o mărturie mincinoasă. Că el a spus, noi cu 3.000 am vândut-o. Pe când, în realitate, o vânduse cu 5.000, dau un exemplu. Nu scrie exact așa. Dacă să înțelegem noi. Și Sfântul Apostol Petru s-a uitat la el și a spus, Anania, nu ți-a cerut Domnul nimic. Puteai să spui, am vândut-o cu 5 și 2.000 le-am ținut pentru noi și 3 le dăm la picioarele voastre, să împărțiți celor ce n-au. Nu era nicio problemă. Dar pentru că Dumnezeu este lumină, Anania, înțelege tu că Dumnezeu nu se lasă batjocorit de nimeni. Atenție, frate și surori, atenție și voi, tinerilor. Noi avem de-a face cu Dumnezeu luminii care pătrunde până acolo încât cunoaște toate tainele inimii ascunse.
cunoaște gândurile, cunoaște interiorul și cunoaște toată viața noastră. În momentul acesta, Anania a căzut jos. Vine după un timp, după vreo 3 ore, vine și Safira, soția lui, și ea nu știa ce s-a întâmplat. Cei ce erau tineri în adunare au luat pe Anania, l-au dus afară și l-au și îngropat. Și Sfântul Petru întreabă pe Safira, cu atâta ați vândut voi moșioara? Cu alte cuvinte, cu 3 luni ați vândut voi moșioara? Da. Ori ea putea să spună, am vândut-o cu 5, dar ne-am hotărât că 3 mii suntem la adunare. Și 2 se rămâne pentru noi. Dar ea a afirmat, ca și soțul ei, ca așa se înțelesesele ei. Și ei ziceau, nu mai știe nimeni ce-am făcut. Că nu știu ei. Ori treaba asta a făcut ca și ea să cadă imediat la pământ, când Sfântul Petru i-a spus, Anania, cum de v-ați înțeles voi să mințiți pe Dumnezeu? Vedeți, frați și surori, avem de face cu Dumnezeu care vede tot. De ce? Pentru că El este lumină. Dar nu lumina soarelui care nu pătrunde dacă închizi ușile și geamurile și face întuneric. Nu. Altfel de lumină. O lumină care pătrunde în adâncul ființei tale. Și în adâncul ființei mele. Și câtă vreme te dai la parte de lumina asta, rămâi întuneric. Atenție! Rămâi în întuneric. Rămân în întuneric câtă vreme mă feresc de reflectorul luminii lui Dumnezeu, care mă poate pretunde. Și femeile m-au întrebat și am spus ce e de făcut. Vă dau o sugestie. De seară când se dă stângerea și nu mai este lumină în camera voastră, sau altele au spus, nu, noi trebuie să avem lumină tot timpul. Când se dă stângerea și când trebuie să vă puneți în așternutul vostru, faceți în întuneric împrejur. Trageți-vă pătura pe cap și spuneți, Doamne, m-am ferit toată viața de lumina ta. Și am umblat majoritatea vieții mele în întuneric. Și am făcut lucrurile întunericului. De aceea sunt aici. Acum te rog să mă cercetez. Și pune-mi în lumina voii tale cele sfinte. Ca să vezi cât sunt de murdară și cât sunt de păcătoasă și cât sunt de necurată. Luminează-mă cu lumina aceasta și curățește. Și lucrul acesta îl facem și noi, fac și ele, pentru că avem de-a face cu Dumnezeu care este lumină. Apoi în Psalmul 90 este un verset acolo așa de frumos, îl citesc pentru că e atât de minunat. Psalmul 90, versetul 1. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Să zic, câte vreme stai în întuneric și nu-ți mărturisești păcatul. Am citit că Sfântul Ioan spune că Dumnezeu este drept. Și dacă cineva a păcătuit, să-ți mărturisească păcatul. Și păcatul lui va fi iertat. Și acum zice Psalmul 90, versetul 7. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta și tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre. Și tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Ați văzut cu ce Dumnezeu avem de-a face? Cu un Dumnezeu care ne ține și ne ține sub obrocul întunericului dacă noi nu ne mărturisim și dacă noi nu vrem să ieșim sub incidența acestui negru. Și noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta, pentru că tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Și în situația aceasta ce e de făcut? Mergem la al treilea exemplu, să vedeți un om care a păcătuit, care a fost umblit. Pentru că cele două exemple pe care le-am dat, nu li s-a dat șansa pocăinței. Nici lui Acan, nici lui Anania, nici lui Safira. Pedeapsa lui Dumnezeu a fost instantanee și rapidă. Acan a fost omorât cu pietre cu toată familia lui. Anania și Safira au murit în fața Sfinților.
Acum, în Cuvântul lui Dumnezeu, este atât de frumos că Dumnezeu ne dă și nouă exemple și în exemplul ăsta cred că ne regăsim cu toții. Pentru că Dumnezeul nostru a mai dat o șansă. Ce? Șansa pocăinței. Am citit în psalm că Dumnezeu scoate la lumina feții sale toate păcatele noastre ascunse. Și așa că, Vigăraș, oricât ai vrea tu, fratele meu, sora mea, oricât ai vrea frăția ta, să nu ți le scoți. Ești în întuneric. Atâta vreme când nu le mărturisești, întunericul este peste tine. Se face lumină doar atunci când păcatele tale sunt mărturisite de tine însuți. Pentru că Dumnezeu le știe de mine însumi, pentru că El le cunoaște. Era o zi de după masă, o seară plăcută ca și asta, frumos, afară, și un om iubit de Dumnezeu se bucura de fiecare clipă a vieții lui. Înainte se odihnise în patul lui împărătesc. Și era spre apus. Și ieși din sala lui împărătească, îmbrăcat în veșmintea lui de împărat, și s-a urcat pe acoperișul clădirii și s-a uitat în jur și era o minunăție de frumusețe. Soarele era spre apus. Și-a privit atent apoi în piscina regală. Și ce se vede acolo? O ființă atât de plăcută și de frumoasă. O tânără cu părul lung și făcea baie în piscina regală. Uite ce frumoasă e! Extraordinar! N-am niciuna dintre femeile care sunt la palat așa de faine ca ea. Și s-a dat o luptă. Și lupta asta venea din întuneric. Și pe cine? Pe proomul lui Dumnezeu, David, omul lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu, intră în întuneric. Deci, fratele meu și sora mea, oricât de tare te-ai ținea, întunericul ăsta este inerent și nu poți să respingi câteodată și intră în întuneric și se dau porunci, adu-te sus pe Batșeba. Și a fost adus sus. Batșeba, soție de oștean viteaz. În noaptea asta rămâi cu mine. Și femeia, neavând ce să aleagă și nu mai e ce să spună, soțul meu este la luptă. Cine e soțul tău? E Urie, generalul de război. Pentru că David, după ce își restabilise împărăția, făcuse acum un fel de pace cu ceilalți împărați, dar mai erau amuniții și cu sirienii care luptau împotriva împărăției lui și David îi trimise la luptă și i-au spus, David, ai luptat destul, Domnul ți-a dat împărăția, rămâi acasă, mergem noi la luptă, roagă-te în timpul ăsta și noi vom aduce biruința. Și Ioab și cu Urie, Ioab era ministru de război și Urie general de armată. Oameni destoinici, am plinit de vitejie și de drag pentru împărat și pentru oștirea lui Dumnezeu. Și Batșeba a dus sus și în zori de zi pe scări de piatră, strânge la regea au pătruns. Profetul Nathan vrea să intre, chemați-l, rege l-a răspuns. Și intră un bătrânel frumos, bătrân, cu barba albă, plângând. Ce s-a întâmplat în cetate de vin cu lacrimele? Un om bogat, avea mai multe. Și din bogăția multelor lui de vite n-a găsit una să dea, să facă uspăț când un oaspet a venit la el. Ci în cetatea ta un alt om avea o singură oiță. Mânca din frăfâria lui. Bea din aceeași apă, din aceeași cană cu el. Și a venit cel bogat și a luat oița omului sărac și a tăiat-o ca să facă uspăț. Viu este Domnul. Cine a făcut astfel de treabă este vrednic de moarte. Nathan se dă înapoi. Tu ești acela. Tu ești acela care ai luat tot oița lui Urie. Și l-ai ucis pe Urie prin sabia amoniților. Și atenție! Ce legi poți da atâta timp cât nu te privește pe tine? Cât privește pe altul? Vedeți puterea cuvântului. Și ce lege a dat David, legi corecte, pentru un astfel de om să moară. Și Nathan i-a spus, tu. E când era vorba de el,
lucrurile s-au schimbat. Acum să nu mai moară. Cade în genunchi și spune, Doamne, ai milă de mine. Doamne, șterge fără de legile mele și nu-ți aduce aminte de vina păcatului meu și nu mă osândi de vina sângelui vărsat și ai milă de mine, Dumnezeu, în bunătatea ta. Și Nathan pleacă și el rămâne jos. Pe drum, Domnul Dumnezeu îi spune, Nathan, întoarce-te înapoi. Doamne, dar ce-i hotărârea? Întoarce-te înapoi și spune că l-am iertat. Că-l iert. Și spune că copilul care se va naște din Batseba va muri. Și apoi va da ca plată încă trei mii după asta, încă trei copii de-a lui. Discutăm altă dată despre asta. Și spune că Dumnezeu este lumină. Și că în el nu este umbră de schimbare. Și Nathan se întoarce înapoi și spune lui David, nu vei muri, ci vei trăi căci Domnul te iartă. Frate și surori, suntem sub incidența Harului lui Dumnezeu. N-a îngăduit Dumnezeu ca să vină moartea nici peste mine, nici peste frățile voastre, în momentul păcătuirii. A mai pregătit Dumnezeu o zi în care să ne cerceteze și să ne spună că nu vom muri. Pentru că înainte ca să murim noi, a lăsat să moară Fiul Său pentru noi. Spune Sfântul Pavel în Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, pe când încă noi eram în păcat, Dumnezeu l-a făcut, adică noi nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut păcat pe Iisus. A luat deasupra noastre păcatele, a noastră întregi, a lumii întregi, le-a pus pe El și l-a făcut pe El păcat. Pentru ce? Pentru că El este lumină. Și în lumina asta a Lui nu se poate trăi oricum. Ne-am vorbit, frații, mai înainte despre efectul păcatului. Și efectul păcatului este groaznic. Și cu aceasta nu există o altă negociere decât numai, cum ne-a spus Sfântul Ioan, dacă cineva a păcătuit, să-și mărturisească păcatul. Și Dumnezeu, care este drept, ne iartă păcatele. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.